In te speravi Domine, dixitu es Deus me. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, în confesiunile Sfântului Augustin găsim scrise următoarele cuvinte: Pentru Tine ne-ai creat, Doamne, și neliniștit este sufletul nostru până când nu se va odihni în Tine. Aceste cuvinte ale Sfântului Augustin descriu foarte bine situația noastră. De-a lungul vieții suntem neliniștiți și împovărați cu diferite griji și neplăceri. În această stare de nevoie apăsătoare, Iisus ne adresează invitația: Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Liturgia cuvântului din această duminică a 14-a din timpul de peste an are ca mesaj central tema bucuriei. Prima lectură, luată din cartea profetului Zaharia, redă o profeție mesianică care începe cu o invitație la bucurie. Bucură-te din toată inima, fiica Sionului, că regele intră triumfător în Ierusalim. Regele Mesia va intra călare pe un măgar, arătând prin aceasta smerenia sa în fața tuturor. Cu toate acestea, el va fi un rege mare care va depăși granițele Israelului. Fragmentul evanghelic din această duminică începe și el cu o rugăciune de laudă, plină de bucurie pe care Hristos o înalță spre bunul Dumnezeu. Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului și al pământului. Evreii erau educați să-L binecuvânteze pe Domnul, să-I aducă laudă și preamărire. Să ne gândim doar cât de des apare tema mulțumirii în psalmi. Evreii îi aduceau laudă și preamărire lui Dumnezeu pentru creație, pentru salvarea din robia Egiptului, pentru darul vieții, pentru țara promisă și pentru nenumărate alte motive. Însă ceea ce a atras atenția la rugăciune pe care Iisus a făcut-o a fost faptul că Iisus Hristos se adresa lui Dumnezeu numindu-L Tată, Abba. În mediul lui Iisus, copiii erau cei care se adresau Tatălui numindu-L Abba, care în limba română înseamnă mai degrabă tăticule. Acesta este un cuvânt al încrederii, al încredințării de bunăvoie. Astfel a vorbit Iisus despre Dumnezeu și și-a îndemnat semenii să vorbească tot astfel despre Dumnezeu. Așa să vă rugați: Tatăl nostru. Dar Iisus nu doar l-a predicat pe acest Dumnezeu Abba, ci l-a și făcut vizibil, l-a făcut simțit prin semnele și minunile sale. Te preamăresc pe tine, Părinte, pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit celor mici. Înțelepții și pricepuții, precum și bogații și puternicii din toate timpurile, resping noutatea Evangheliei pentru că au pretenția de a ști deja cine este Dumnezeu, iar bunăstarea lor socială și economică le dă iluzia că sunt autosuficienți, că nu au nevoie să își schimbe viața și astfel nici harul și iertarea lui Dumnezeu nu le sunt necesare. Cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu în schimb sunt cei simpli, cei săraci cu Duhul, cei păcătoși, cei care primeau cu bucurie vestea cea bună a împărăției lui Dumnezeu.
Iisus se adresează astăzi în Evanghelie celor care se simt obosiți și copleșiți de sarcinile pe care trebuie să le poarte. Iisus are în vedere mai presus de toate poporul obosit și epuizat de greutatea purtării jugului reprezentat de legea lui Moise. Acest jug, care în zilele noastre pare a fi reprezentat de altceva. De ce anume? De stres. Stresul a devenit însoțitorul și sperietoarea tuturor, rezultat clar al logicii dominante din lumea de astăzi, ghidată în permanență de dorința de a produce, de a concura, de a reuși, de a câștiga, de a consuma. După câte se pare, în lumea modernă, viața devine pe zi ce trece tot mai complicată. În ciuda tuturor cuceririlor noastre de libertate, poate că niciodată ca astăzi nu a existat în realitate atâta lume obosită și trudită. Desigur că odinioară viața era mai dură și mai obositoare ca astăzi, cel puțin pentru marea majoritate a lumii. Dar era o trudă care provenea din afară, o trudă suportabilă. Astăzi există multă lume care se simte obosită și apăsată dinăuntru. Chiar dacă în extern avem multe lucruri și ne bucurăm de multe libertăți pe care generațiile trecute nu le aveau. În fața acestei industrii înfloritoare de divertisment, omul simte o nevoie urgentă să se relaxeze, să se bucure. Și atunci el caută tehnici de relaxare, de călătorie, de cumpărături, locuri fabuloase, cluburi, săli de gimnastică, experiențe noi și așa mai departe. Dar oare acestea îl ajută pe om să se relaxeze, să-și găsească odihna, să se bucure? Oare toate acestea nu îl împing pe om într-un stres și mai mare și îl înhamă la un jug și mai greu? Plăcerea este clipă trecătoare. Bucuria, în schimb, este strălucirea ființei divine. Numai bucuria care vine din interior, din inimă, poate să-l transforme, să-l schimbe pe om. O inimă înțepenită în tristețe nu poate să fie transformată de plăcerile exterioare, așa cum nici soarele cu lumina sa nu este în măsură să topească o stâncă. Bucuria nu se poate nici cumpăra, dar nici nu se poate consuma pe bandă rulantă. Pentru bucurie trebuie să ne facem pur și simplu timp. De multe ori noi nu mai permitem bucuriei să lucreze în noi. Alergăm de la o distracție la alta, ca și cum viața ar fi o autostradă pe care trebuie să ne prindem unii pe alții. Ca să fii fericit și să ai un colț de rai pe pământ, trebuie să te împaci cu viața. Trebuie să faci pace cu limitele portofelului tău, cu chipul tău pe care nu ți l-ai ales tu. Într-un atare context, Hristos ne adresează invitația de a veni la El și de a purta jugul pe care îl poartă El. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Ne place sau nu, trebuie să admitem că toți oamenii poartă un jug în lumea aceasta, unul mai greu, altul mai ușor. Putem distinge cu ușurință din Evanghelia din această duminică că sunt trei tipuri de jug pe care oamenii le pot purta. Primul este jugul păcatului, al robiei. Acest jug este purtat din nefericire de o mare mulțime de oameni. Este un jug atât de plăcut și atât de ușor, încât nici nu-l simți. Dar cu cât este mai ușor, cu atât este mai periculos, deoarece acest jug emană o mireasmă care înseamnă moarte. Cu cât omul îl poartă mai mult, cu atât se intoxică mai mult și se otrăvește. Omul, în general, refuză să creadă că poartă un jug. Cum să port eu un jug? Eu nu port niciun jug. Dar omul nu știe
că în astfel de cazuri, la capătul jugului stă cel rău, care îi condiționează viața. Omul de multe ori crede că el își conduce singur viața și nu știe că jugul pe care îl poartă este legat cu niște funii, iar la capătul acestor funii stă cel rău, care îl trage ori la dreapta, ori la stânga. Al doilea este jugul legii. Dumnezeu a lăsat acest jug ca să-l ajute pe om și să-l conducă la mântuire, însă de-a lungul anilor și secolelor, poporul evreu a îngreunat acest jug și a adunat un număr impresionant de porunci pe care trebuia să le respecte. În timpul lui Iisus erau 248 de legi pozitive și 365 de legi negative pe care orice evreu pios trebuia să le respecte. Cum s-ar putea respira cu un așa mare număr de legi? Foarte greu. Și Iisus știe acest lucru, de aceea ia atitudine. Al treilea jug este cel purtat de Hristos. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Hristos însuși a purtat un jug, un jug al ascultării, al împlinirii voinței lui Dumnezeu. Ce înseamnă să porți acest jug? Înseamnă supunere totală voinței lui Hristos. Lăsați-mă pe mine să vă conduc, pare să ne spună Hristos. Faceți tot ce vă va spune Hristos și veți vedea că viața voastră este ușoară. Suntem noi oare gata să ne plecăm sub jugul lui Hristos? Și Iisus Hristos continuă invitația sa. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Ce înseamnă a fi blând și smerit? În ziua de azi, pentru mulți, a fi blând înseamnă a fi bleg, fără coloană vertebrală, fără inițiativă. Oare este adevărat? Cu siguranță că nu, deoarece a fi blând înseamnă a fi foarte puternic și această putere este ținută sub control de jugul ascultării. Domnul Hristos a fost blând și smerit cu inima pentru că a ascultat întru totul voința Tatălui. Facă-se voia Ta în toate, Doamne, se roagă Hristos în momentele grele dinaintea potimirii sale. Hristos, blând și smerit cu inima, nu unul fără opinie sau fără inițiativă, ci unul puternic care poartă un jug al ascultării de voința Tatălui, supunerea față de voia Tatălui. De aceea sunt importante cuvintele Scripturii. Nu tot cel ce-mi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, dar acela care împlinește voința Tatălui meu, care este în ceruri. Dacă am pornit pe calea aceasta, să ne ajute Bunul Dumnezeu să rămânem pe calea mântuirii, purtând jugul lui Hristos, ascultând de Tatăl, supunându-ne Fiului, fiind călăuziți de lumina Duhului Sfânt. Amin. Eus me.